Sănătatea se pregătește de grevă. Sindicaliștii din domeniul medical amenință că ar putea urma exemplul celor din educație și să intre în grevă generală. Reprezentanții angajaților din domeniul medical au nemulțumiri legate de salariile asistentelor, infirmierelor sau brancardierilor. De altfel, săptămâna aceasta a existat o întâlnire între ministrul Alexandru Rafila și sindicaliștii în care s-au ajuns la un acord privind deblocarea posturilor din sistemul de sănătate și finanțarea unor vouchere de vacanță. Însă nu s-a discutat nimic nou despre majorările salariale cerute de sindicaliști. În aceste condiții, angajații din sistemul sanitar au anunțat că intră în grevă japoneză în perioada 7-15 iunie, iar la finalul lunii va fi declanșată greva generală. Și nu e singura problemă pe care o are ministrul Sănătății, Alexandru Rafila. În ultimele zile s-a iscat un imens scandal în privința noului plan anticancer elaborat de Ministerul Sănătății. Bolnavii de cancer din România amenință că vor ieși în stradă și vor acționa în judecată Ministerul Sănătății pentru nerespectarea legii, după ce instituția condusă de Alexandru Rafila a anunțat miercuri că lansează un nou plan de combatere a cancerului la 7 luni de când vechiul plan a fost aprobat de Parlament și promulgat de președintele Klaus Iohannis și cu o lună înainte de a intra în vigoare. Și discutăm pe aceste subiecte chiar cu ministrul Sănătății, domnul Alexandru Rafila. Bună seara, domnule ministru! Bună seara! Așadar, aș vrea să începem cu această ultimă situație. Vedem un anunț fără precedent făcut de bolnavii de cancer, și anume acela că ar intenționa să facă proteste, iar asta pentru că dumneavoastră ați lansat un nou plan anticancer în contextul în care în Parlament era deja o lege și în contextul în care vedem că nu mai este foarte mult timp până când ar fi trebuit ca normele pentru această lege să fie adoptate. V-aș întreba de ce ați venit cu această nouă variantă, cu acest nou plan? Haideți să o luăm pe rând. În primul rând, nu pacienții au intrat din stradă, ci un reprezentant al unei organizații a pacienților. Eu cred că trebuie să stăm cu picioarele puțin în apă rece și să găsim calea dialogului. Problema este destul de simplu de explicat. Planul anticancer care a fost votat în Parlament a fost examinat atât de specialiștii din Ministerul Sănătății și Casa Națională de Asigurări de Sănătate și cât și de Comisia de Oncologie, formată din 20 de experți foarte cunoscuți. Problema cu acest plan este că are o serie întreagă de prevederi care nu servesc scopului declarat, adică nu are nicio legătură nici cu prevenirea, nici cu diagnosticul, nici cu tratamentul cancerului. În mod evident, pentru acele prevederi, trebuie să găsim o soluție, fie să modificăm actuala lege care există în Parlament, fie să înlocuim acea anexă cu totul cu un document extrem de laborios, care a fost elaborat de cel mai prestigios profesor în domeniul oncologie din România. Domnule ministru, documentul din Parlament, proiectul din Parlament, am văzut că a fost semnat inclusiv de dumneavoastră. Nu a fost semnat de mine. Semnat de altfel și de liderul social democrat Marcel Ciolacu, acel plan. Să nu dăm informații care nu sunt reale. Vă rog să mă corectați. Eu am semnat ca și inițiator ca și deputat. Și domnul președinte Ciolacu la fel. El a urmat o procedură parlamentară și a fost votat, iar toate amendamentele prezentate de către Ministerul Sănătății au fost respinse în bloc, deci nu s-a discutat nimic despre acest plan. Vă sfătuiesc să-l examinați, să citiți primele pagini de la planul propriu-zis și o să constatați cu foarte mare ușurință că sunt acolo câteva prevederi care nu pot fi puse în aplicare. Și vă dau un exemplu foarte simplu. Dezvoltarea de departamente de sănătate publică independente la toate spitalele din România, indiferent de profilul lor, și ideea acestei dezvoltări acestor departamente ar fi legată de prevenirea cancerului. Eu sunt convins că oricine are puțină judecată poate să se sesizeze că, de exemplu, că dacă înființezi un departament de sănătate publică la un spital de psihiatrie, lucrul ăsta nu are niciun fel de legătură cu prevenția cancerului. Adică sunt multe prevederi care nu pot fi puse în aplicare. Iar toată această dispută care, din păcate, a devenit politicianistă în ultimele zile și este însoțită de tot felul de afirmații și de
mă rog, aș spune jignit, dar mă rog, nu încerc să mă limitez doar la această declarație, nu ține cont de foarte multele documente și foarte multele norme care au fost elaborate deja de Ministerul Sănătății, fie sunt în lucru și vor fi elaborate în perioada imediat următoare. Dar nu pot să spui că Ministerul Sănătății are obligația de a elabora niște norme care de fapt n-au niciun fel de legătură cu prevenirea cancerului și n-au nicio legătură cu logica. Chestiunea asta trebuie discutată. Noi avem toată disponibilitatea încât echipa de la Ministerul Sănătății și experții din Comisia de Oncologie să poată să discute cu cei care au elaborat și nu știu cine a elaborat, în afară de domnul profesor Achimaș, nu știu cine a elaborat acest document, încât să găsim o soluție comună și atunci avem două variante. Fie amendăm în Parlament sau prin ordonanță de urgență actuala anexă a acestei legi, adică Planul Național de Combatere a Cancerului, fie găsim o soluție și îl înlocuim cu unul care este făcut de profesioniști. Domnule ministru, vă rog. Domnul Cezar Irimia reprezintă aproximativ 100 de asociații și acesta spune că viața pacienților bolnavilor de cancer, lăsați-mă puțin să termin, vă rog, și acesta susține că viața pacienților bolnavi de cancer este pusă în pericol. V-aș întreba, planul dumneavoastră, ce termen are pentru a intra în vigoare? Pentru că vedem că cel care există deja în Parlament ar trebui să intre în scurt timp în vigoare. El a intrat în vigoare la 1 ianuarie. Nu se pune problema că nu a intrat în vigoare. El trebuie să, ca să poată să intre efectiv în vigoare, trebuie elaborate norme. Dacă o să vă uitați în actualul contract cadru, numai puțin, vă rog, dacă îmi permiteți. Da, da. Dacă vă uitați la actualul contract cadru care intră în vigoare de la 1 iulie, foarte multe din lucrurile care sunt menționate în planul de combatere a cancerului au fost introduse și sunt realizate. Mai mult, noi am ridicat diverse bariere birocratice în ce privește accesul pacienților la investigații, tocmai ca să nu mai aștepte oamenii pentru un diagnostic complex de imagistică, de PET-CT, să poată să aibă acces la investigații fără să mai aștepte, să poată să facă analize fără să mai existe plafon și multe astfel de lucruri care vin în întâmpinarea pacienților care sunt suspecți de cancer sau care au cancer. Domnul Irimia are ușa deschisă la Ministerul Sănătății și decât să dea declarații pe la diverse posturi de presă și să ne amenințe cu greve sau cu demonstrații, părerea mea este să vină să discutăm și nu cu mine trebuie să discute neapărat, eu sigur că pot să particip, să discute cu oamenii care fac diagnosticul și tratează pacienții cu cancer, încât aceste norme să răspundă intereselor pacienților, nu intereselor domnului Irimia. Deci, domnule ministru, este conduita corectă. Dar cine trebuie să facă aceste norme? Aceste norme trebuie realizate de Ministerul Sănătății cu o condiție. Noi facem normele care pot fi făcute și au legătură cu cancerul sau cu diagnosticul cancerului, cu prevenirea cancerului, cu tratamentul pacienților cu cancer. Nu putem să facem norme de dragul normelor care n-au niciun fel de legătură și nu există legătură între norme, între măsurile luate și obiectivele enunțate. Chestiunea asta, și vă rog, chiar fac un apel la dumneavoastră, acum după emisiune vă trimit anexa la lege care a fost publicată în Monitorul Oficial, parcurgeți-o cu puțină răbdare și o poți să o constatați singură, fără să fiți de specialitate, aceste inadvertențe. Așadar, domnule ministru, intenționați să dați o ordonanță de urgență, astfel încât noul plan să fie aprobat cât mai repede? Sau să fie modificat? Nu, putem să discutăm și să corectăm inadvertențele. Când s-ar putea? Există un termen? Există un termen limită pentru această ordonanță? Există un termen legat de acest lucru. Ține de o discuție sinceră, onestă, și ține și de o înțelegere de natură politică. Noi ne facem toată treaba și am lucrat foarte intens în ultimele 6 luni pentru punerea în vigoare a planului de cancer prin adoptarea multor norme care v-am spus că intră în vigoare de la data de 1 iulie prin contractul cadru sau prin alte măsuri luate de Ministerul Sănătății, dar sunt zone care nu pot fi rezolvate pentru simplu motiv că ele nu sunt făcute așa cum ar fi trebuit. Din cauza asta am venit cu echipa de experți care stă la dispoziția fie a domnului Irimie, fie a celor care au lucrat
la forma inițială a planului de combatere a cancerului. Avem toată disponibilitatea, toată onestitatea și tot profesionalismul ca să rezolvăm. Aș vrea să vă mai întreb, domnule ministru, și pe scurt, dacă se poate să ne răspundeți despre sindicaliștii din sănătate care intenționează să facă grevă. Am văzut că vor intra în grevă japoneză. Ce soluții aveți astfel încât să nu se ajungă la o grevă generală? În părerea mea este că nu se va ajunge la o grevă generală. Sunt 7 lucruri pe care le-a stabilit împreună. De fapt, ultima dată ne-am întâlnit la sediul Guvernului împreună cu primul ministru în funcție, domnul Ciucă, și cu președintele Partidului Social Democrat, domnul Marcel Ciolacu, președintele Camerei Deputaților. Am discutat foarte deschis cu dânsii și sunt 7 revendicări care au fost acceptate. Câteva dintre ele le-ați menționat și dumneavoastră: angajările în sănătate, contractul colectiv de muncă, voucherele de vacanță, aducerea salariilor celor care sunt în anexa 2 la legea 153 a salarizării personal auxiliar pentru sistemul de sănătate la maximum și corelarea unor sporuri. Toate lucrurile astea se vor întâmpla. Deci au afirmat că ar putea să pună problema intrării în grevă generală dacă aceste angajamente nu sunt respectate. Eu vă spun sigur că vor fi respectate. Astăzi noi deja am lansat memorandumul pentru deblocarea posturilor în instituțiile subordonate Ministerului Sănătății. Probabil că săptămâna viitoare acest memorandum va fi aprobat în guvern și primele 4.000 de posturi vor fi scoase la concurs, în paralel cu semnarea unui document foarte important pentru toți angajații cu sănătate, contractul colectiv de muncă. El a fost negociat mai multe luni, iar o ordonanță de urgență care va stabili numărul de zile de concediu pentru angajații din sistemul de sănătate reprezintă ultimul element care trebuie adăugat la acest contract colectiv de muncă, încât el să devină semnabil, dacă se poate spune așa, atât de Ministrul Sănătății, adică de mine, cât și de reprezentanții sindicatelor relevante din sectorul sanitar. Vă mulțumesc tare mult! Ministrul Sănătății, Alexandru Rafila, a fost în legătură telefonică directă cu noi. Mergem mai departe.